Long live the Creative Monkeys! Salutare și bun venit la primul tutorial de pe creativemonkeys.com. Sunt Codin și în minutele care urmează o să vorbim despre brush-uri în Photoshop, despre cum se fac brush-urile în Photoshop sau cel puțin despre trei tehnici pe care le știu eu și cum se aplică constructiv brush-urile în Photoshop. După cum puteți observa după accent, sunt ardelean, deci s-ar putea să tot vorbesc ardelenește. Aș putea să încerc să vorbesc și cu accent de sud, dar nu cred că ar duce niciunde chestia asta. Bun, o altă notă informativă ar fi că toate tutorialele de pe creativemonkeys.com nu sunt scriptate, deci sunt trase dintr-o singură înregistrare, cum ar veni, ceea ce înseamnă că o să mă bâlbâi, o să greșesc, dar cel puțin voi o să aveți acces la o experiență autentică de lucru, deci o să vedeți cum se lucrează efectiv, nu cum lucrează roboții. Bun. Ca să puteți urmări tutorialul ăsta, primul tutorial, o să aveți nevoie de niște cerneală, de niște cole albe de hârtie și practic tot ce o să aveți de făcut o să fie să vă băgați degetul în cerneala sau în vopseaua de care dispuneți și să o împrăștiați ca niște împrăștiatori pe suprafața colii de hârtie, după care să scanați hârtiile. Cu scanările pe care le faceți, o să faceți primele brush-uri, așa o să fac și eu. După cum vedeți, lucrez în Photoshop CS5, dacă aveți versiunea anterioară de Photoshop, nu nicio problemă. Practic nu s-o schimba foarte multe în crearea de brush-uri. Ca să începem, o să deschid o imagine scanată. Am undeva aici pregătită, uite aici, scans, astea sunt cele trei imagini pe care le-am scanat, toate sunt în grayscale, o să o deschidem pe asta, să vedeți și voi, să dăm un drag and drop în Photoshop. Bun, primul lucru pe care o să-l observați sau pe care puteți observa este că am scanat-o gri, în grayscale, cum ar veni, și nu color. Acum, dacă voi ați scanat color, nu prea contează, Photoshop-ul nu ține cont de culori când vine vorba de brush-uri. Dacă apăsăm un B sau pur și simplu selectăm brush-ul de aici din Tool Palette și dăm fie un click dreapta, fie pur și simplu un click sus în pe tooltip-ul ăsta mic, pe tooltip-ul vieții. Nu, tooltip-ul e altceva. Tooltip-ul e când ții pur și simplu mouse-ul peste una dintre unelte și apare boxa aia informativă mică pe care scrie brush tool. Asta nu e un tooltip, asta e un o săgetuță. Bun. Dacă ne uităm atent la brush-urile astea, mai sunt și ceva brush-uri noi de Photoshop CS5, da, mă rog. Ideea e că astea sunt brush-urile standard, unele brush-uri au o margine mai dură, altele sunt difuze. Oricum, ideea e că toate sunt în alb-negru, toate sunt în grayscale. Și asta pentru că, așa cum am menționat, Photoshop-ul nu ține cont de culori. Pur și simplu, pe scara asta de la alb la negru, consideră negru ca fiind opac și albul ca fiind 100% transparent. Deci tot ce este între transparență 100% și opacitate 100% este translucid. Bun. Apropo, ca să vedeți brush-urile la dimensiunea asta, pe săgetuța asta de aici din dreapta de sus, dacă dați un click, puteți să selectați dimensiunea thumbnail-urilor la brush-uri. Hai să-l lăsăm pe larg. Bun, deci astea sunt brush-urile standard. Acum o să transformăm scanarea asta într-un brush. În primul rând, va trebui să scăpăm de informația suplimentară de care nu avem nevoie, informația de culoare, adică toate petele astea provenite din scanare sau care se aflau pe pagină, dar pe care nu vrem să le păstrăm în brush. Pentru asta, mai întâi de toate, o să mă duc la Image Adjustments Levels și trăgând de astea trei slidere, o să modific contrastul imaginii. Practic, sliderele astea trei se ocupă de
de la stânga la dreapta, valorile de negru din imagine, deci de valorile cele mai întunecate ale imaginii, valorile medii și valorile de alb. Sau valorile înalte, valori înalte. O să trag de ele până în momentul în care forma va deveni complet neagră. Ok. Suficient. Să dăm un ok. Arată bine. Momentan imaginea e mult prea mare ca să putem crea un brush direct. După cum am zis, m-am dus la edit, în meniul principal, de la edit la Define Brush Preset. Din păcate, Define Brush Preset apare grayed out și asta din cauza că dimensiunea maximă pentru un brush este de 2500x2500 de pixeli. Așa că o să facem un fișier nou, o să mă duc la File, New și o să facem un fișier de 2500x2500. O să dau OK. După care o să mă întorc în imaginea scanată, o să selectez Rectangular Marquee Tool, adică unealta asta de selecție dreptunghiulară, ținând apăsat pe unealta de selecție. Putem selecta fie selecția asta dreptunghiulară, fie rotundă sau de pe câte un rând. Bun, și făcând, o să facem o selecție peste porțiunea de care avem nevoie, după care pur și simplu apăsând V sau selectând efectiv săgeata, o să apăs un click, o să țin apăsat și o să trag imaginea asta în fișierul nou. Bun. O să poziționăm pata cât mai bine în spațiul ăsta de 2500x2500. O să dau un Z cu Z. Z e shortcut-ul pentru zoom. Și dacă țin altul apăsat, pot să zoomez out. Deci, altul întotdeauna oferă o opțiune alternativă funcției principale a unei unelte. Deci dacă funcția principală la zoom e să zoomeze, evident dacă țin altul o să fac zoom out. Bun. Un lucru important de reținut când facem brush-uri din scanări sau așa, e să nu avem în imaginea de 2500x2500, să nu avem informație de culoare pe margini, altfel o să obținem niște borduri urâte în momentul în care o să încercăm să aplicăm efectiv brush-ul pe altceva. Ca să ne asigurăm că nu avem așa ceva, deși se pare că nu avem, dar bun, să fim siguri, o să selectez eraserul, cum ar fi să zic la chestia asta guma de șters. O să selectez guma de șters și o să îi măresc dimensiunea. Dimensiunea se poate modifica fie cu click dreapta și modificarea size-ului din tabelul ăsta, fie de sus, da? Tot așa cu click pe săgetuță și tragem de slider-ul ăsta, fie putem modifica, și asta se aplică și la brush-uri și la eraser, la guma de șters minți, pentru că ambele folosesc același tip de brush-uri. Cu parantezele drepte. Deci cu parantezele drepte de pe tastatură putem controla mult mai ușor dimensiunea. Bun. Cu opacitatea la 100% și opacitatea poate fi controlată cu tastele numerice. Deci nu tastele de la numpad-ul din dreapta tastaturii, ci tastele de sub F-uri. Da? De la 1 până la 0. Dacă apăs pe 1, bine, fără să fie selectat câmpul ăla, hai să mai încercăm o dată, deci F de la eraser și acum dacă apăs pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedeți că îmi controlează flow-ul, asta pentru că e altceva selectat. Încă o dată. Bun. Deci uitați-vă la opacity. Opacity momentan e la 10%, dacă apăs pe 2, urcă la 20% și tot așa până când ajungem la 0. Bun. Care 0 e 100%. Deci cu eraserul la 100% încep și șterg pur și simplu de pe layer 1 ăsta, marginile, în așa fel încât să mă asigur că voi avea transparență pe margini. Din nou, nu mă chinui să renunț la
albul din imagine. Pentru că transparența totală arată așa. Deci în Photoshop și în toate programele de la Adobe, transparența totală se vede cu chestia asta ca o tablă de șah, care e incredibil de greu de privit. Bun. Dar până nu ne interesează să avem transparență totală și asta din cauza că, așa cum am spus, albul va fi transparent. Ok, odată ce am terminat de curățat marginile, mergem la Edit și vedem că opțiunea de Define Brush Preset apare ca prin minune, dăm un click pe ea. Apare o boxă nouă în care avem două informații. Odată dimensiunea exactă a brush-ului, adică 2369 de pixeli folosiți din cei 2500x2500, și avem opțiunea de a da un nume extraordinar de interesant și comic brush-ului, și o să-i zicem, având în vedere că e o pată și ne place DCN-ul, Gorbachev. Gorbachev, ori așa se scrie Gorbachev. Bine, poate nu e vorba de Gorbachev, poate să-i vecinul nostru Gorbachev. Și dăm OK. Bun. Brush-ul a fost salvat și poate fi folosit. Apăsând B și deschizând chestia asta cu brush-ul, vedem că brush-ul a fost adăugat în capătul listei sau la sfârșitul listei sau jos de tot. Bun, îl putem selecta. Momentan e foarte mare la dimensiunea lui maximă și alegând o culoare pentru el, îl putem aplica în neștire. Adică am făcut o chestie destul de sângeroasă aici, care dacă sunteți femei vă duce cu gândul la ceva, dacă sunteți bărbați vă duce cu gândul la ceva, dacă sunteți ruși vă duce cu gândul la ceva. Foarte greu cu culorile astea. Bun, deci cam așa arată brush-ul nostru, nimic foarte spectaculos. Putem să închidem fișierul în care am creat brush-ul efectiv, adică în care l-am definit. Nu mai avem nevoie de el, brush-ul rămâne pur și simplu salvat. Închidem și imaginea scanată, nu salvăm nimic și facem un fișier nou. O să alegem un preset, poate ceva de web, 1024x768, excelent. Bun, în imaginea asta brush-ul nostru e mult prea mare, deci e exagerat de mare, cel mai mare brush din univers. Așa că, în primul rând, o să facem un layer nou, să nu-l aplicăm direct pe background, pentru că e mai ușor să lucrăm pe layere, ordonat, și o să micim brush-ul ăsta, să-l putem vedea. Hai să alegem totuși o culoare mai puțin sângeroasă. Hai să alegem un albastru. Epic. Vedem brush-ul pe care dacă încercăm să-l aplicăm în repetate rânduri, aceste repetiții se vor vedea și vor deveni extrem de obositoare, deci nu vom putea acoperi o zonă foarte mare. Așa, spre norocul și marea noastră uimire, oamenii ăștia inteligenți care au făcut Photoshop au inventat o chestie foarte interesantă și anume brush panel-ul. Brush panel-ul se ocupă de opțiunile suplimentare de care dispune fiecare brush sau de, nu știu cum satan să zic altfel, probabil de boxa din care putem controla diferitele atribute ale fiecărui brush. Ce lung a fost. Avem, imediat ce îl deschidem, fie selectând brush și apoi apăsând pe boxa asta cu toggle the brush panel, care în CS4, CS3, CS2, deci în CS-urile dinainte de asta era undeva aici, în zona din dreapta, dar tot apăsând pe brush, deci tot cu brush-ul selectat. L-au mutat acum, cine știe de ce, e mai accesibil așa. Bun, și odată deschis, ni se deschide automat cu brush tip shape, de unde putem, jos vedem o imagine cu mai multe instanțe ale brush-ului, deci de fapt cu ceea ce se întâmplă în momentul în care ținem apăsat. Da? Deci dacă tragem o linie cu brush-ul va arăta cam așa. Ok? Asta ca să vedem în timp real ce efect au modificările pe care le facem. Noi acum, ca să putem acoperi toată chestia asta într-un mod interesant, o să mărim spacing-ul, adică spațiul dintre instanțele brush-ului. Așa. După care o să activăm Shape Dynamics. Shape Dynamics
se ocupă de adăugarea unei note aleatorii în dimensiunea instanțelor. Adică dacă practic tragem de sliderul ăsta de size jitter și îl ducem undeva la 80%, unele instanțe o să fie mai mici, altele mai mari. Cam asta e toată ideea. Diametru minim. În cazul nostru, diametru minim vrem să rămână la 0. Unghiu. Evident, dacă lăsăm la 0, toate instanțele o să fie drepte, ca andezii, nu chiar ca andezii. Și dacă tragem de sliderul ăsta și angle jitter-ul crește, adică îl punem undeva la 80 și ceva sau, mă rog, cât avem nevoie, fiecare instanță o să fie rotită aleator. Putem controla și cât de rotunde sunt brașurile, nu ne interesează în cazul brașului de față. Bun, asta a fost Shape Dynamics. Scattering se ocupă cu exact ce zice numele, adică împrăștie chestii. Cam același efect de la lapte cu bere și lebeniță sau pepene verde sau cum pronunțați în alte zone ale țării, le împrăștie instanțele în ambele axe. Putem bifa dacă să fie în ambele axe sau doar în sus-jos. Bun. Lăsăm both axes selectat, mărim procentul, ne interesează să fie cât mai disparate și putem să mărim count-ul. Count-ul nu face altceva decât să pună și mai multe instanțe. Îl lăsăm undeva la 4, după care bifăm de asemenea și transfer. Transferul avea alt nume în versiunile vechi, deci în CS4, CS3, dar era cam tot pe aici, nu mai știu exact cum îi zicea. Bun, practic ce face chestia asta e să controleze tot așa opacitatea, da? Deci dacă la 0% toate instanțele sunt perfect opace, dacă trag de sliderul ăsta până pe la un 80%, o să observăm diferențe de opacitate de la o instanță a brașului la alta. Ok? Bun, și hai să vedem dacă aplicăm acum brașul, cum arată. Să fac un pic mai mare și o să trag de el. Deci, diferența e destul de mare în sensul în care repetiția nu mai e chiar atât de vizibilă și putem să folosim același brush pentru a umple o suprafață mult mai mare din imagine. Evident, ce mai putem face e să selectăm alte două culori aici, să zicem un albastru mai deschis și mai saturat și un cian. Ok, după care, intrând înapoi în Brush Panel, să bifăm și Color Dynamics. Color Dynamics se ocupă de colorarea instanțelor brushului cu cele două culori, Foreground și Background. Adică, da, Foreground Color, Background Color, astea două culori. Dacă tragem de slider-ul ăsta, îi spunem cam cât să oscileze între cele două culori. Punem undeva pe la 80%, saturația poate și ea să varieze până în... Așa de ciudat sună în română când zici să varieze saturația sau orice să varieze. Ei, nu știu. Puritatea o lăsăm la 0. Bun. Închidem iar brush panel-ul, aplicăm din nou. Și acum nu știu cât de vizibil e, dar pur și simplu merge între cele două culori. Unele instanțe sunt cian, altele instanțe sunt albastru ăsta mai deschis. Putem, fără să mai intrăm în brush panel, să schimbăm cele două culori. O să pun ceva mai închis ca să fie totuși vizibil. Bun, și acum cred că se observă cât de cât. O să umplu acum toată imaginea că n-am ce face dacă m-am apucat, acum nu mai pot dezlipi, ca și cu mâncatul de sămânță care e etern. Nu numai să mâncatul de sămânță etern, mai sunt chestii care sunt eterne. Prostia. Mai durează ceva. Nu știu, aș putea să dau un skip și să revin mai târziu, să tai, dar nu vreau să mă mai chinui cu înregistrarea asta. Oricum a fost foarte interesant de făcut înregistrarea asta, având în vedere că oamenii ăștia care se ocupă de curent, nu știu cum îi cheamă, Conel, Renel, nu știu, nu-s la curent cu oamenii care se ocupă de curent. Hats, I made a funny. Mi-or tăia curentul de vreo 2 ore în timp ce încercam să înregistrez chestia asta, deci... Bun. Și arată cam așa. Nu știu la ce ar putea fi folosit
folosită chestia asta, poate ca o textură pentru ceva acvatic sau dacă nu, ca un fundal pentru cineva care lucrează la un delfinariu și vrea să țină o prezentare, n-am idee, dar ideea e că putem acoperi o suprafață destul de mare, destul de repede și fără să se vadă că am folosit un singur braș. Da? Cam asta era de, să zicem, învățat, reținut, ca fiind util. Bun, să mai încercăm să mai facem niște brașuri prin alte metode și o să încercăm acum să facem, poate nu toți aveți cerneală, poate nu toți aveți degete, poate nu toți aveți scanner. Cine știe, e o lume ciudată acolo afară, ca să traduc ceva complet american. Așa că s-ar putea să vreți să încercați să faceți brașuri doar cu Photoshop-ul, nicio problemă și asta se poate face. File, new, încă o dată 2500x2500 și ca să resetăm culorile, foreground-ul și background-ul, pur și simplu un click pe astea două, pe icoana asta mică cu astea două culori, alb-negru. Și o să mă duc la shape tool-ul din Photoshop, mă rog, polygon tool, depinde ce e selectat, că dacă îl pun pe rectangle și țin mouse-ul peste tool tip, o să zică rectangle tool. Bun, deci la shape-urile astea o să selectez polygon tool, în unealta asta putem controla fețele și, mă rog, cam atât, lăsăm 6, e ok, culoare negru, excelent, și o să trag să fac un, din centru imaginii, în cazul poligonului, să fac un poligon cât mai frumos care să ocupe cât mai mult din spațiul ăsta de 2500x2500. Cu Ctrl-T, Ctrl-T e shortcut-ul de la Transform. Dacă nu, cred că Transform e undeva pe aici. Edit, Transform Path și cred că Free Transform, nu, Scale. Bun. O să-l măresc să ocupe cât mai mult. Enter sau click pe bifarea asta ca să acceptăm transformarea. O să-l și rotesc un pic. Deci Ctrl-T și pur și simplu duceți mouse-ul undeva în afară până când se schimbă în... până când mouse-ul se schimbă în chestia asta de învârtit. Bun. După care mergem din nou la Edit. Vrem să dăm Define Brush Preset și nu putem. Define Brush Preset e grayed out. Mai avem ce face, viața, așa cum o știm, s-a schimbat pentru totdeauna. Nu, dar pur și simplu Photoshop-ul nu poate să definească brush-uri din forme vectoriale. Formele vectoriale trebuie să fie rasterizate, să devină bitmap, înainte ca ele să poată fi definite ca brush-uri. Așa că, forma asta fiind vectorială, trebuie să o transformăm în bitmap. Pentru aia o să dăm un click dreapta pe ea și o să alegem Rasterize Layer. Nu știu dacă vedeți, având în vedere la ce zonă înregistrez eu din ecran. Dacă nu, o să... e undeva pe aici, Layer, Rasterize, Shape, da. Și după cum vedeți, forma a fost rasterizată, nu mai vectorială. Acum dacă mergem la Edit, Define Brush Preset a apărut din nou ca prin minune, dăm un click, ne apare din nou boxa de denumire sau de numire și o să dăm un alt nume extrem de inteligent, o să zicem... Hexagon 1, să dăm OK, închidem, nu vrem să salvăm pentru că apăsând B vom vedea că avem și brașul ăsta epic adăugat la selecție. Excelent. Evident e mult prea mare acum, să-l fac mai mic folosind parantezele sau nu, hai să-l facem mai mic cu un click dreapta în imagine și să trag de sliderul ăsta. Și o să fac un layer nou ca să nu stricăm fundalul nostru din apă, adică apatic. Deci fac un folder deasupra. Un folder am zis, fac un folder, fac un layer deasupra și aplic brush-ul din nou și brush-ul este extrem de plictisitor și va trebui să umblăm în brush panel ca să facem ceva efectiv cu el. Brush panel, o să fac cam aceeași chestie, o să modific spacing-ul, shape dynamics, scattering, transfer. Bun. Color dynamics-ul nu mă interesează momentan, vreau să-l aplic cu alb. Și arată cam așa, arată destul de interesant. Imită sau poate fi folosit pentru a imita
efectul de blur din fotografie, de fapt de defocusare, bokeh, efectul care apare din cauza... Doar nici e cauza... pe lentile. Bun. Și, mă rog, în unele situații poate să arate chiar interesant. Asta nu-i probabil situația în care arată interesant. Dar poate fi folosit și într-un mod constructiv. M-aș putea să tot fac chestia asta și să mă tot prostesc aici. Dar nu vreau să dureze tutorialul ăsta 4 ore. Dar bun, o să șterg layerul ăsta că nu arată extraordinar de bine. Oricum ați înțeles cam care-i metoda și cam la ce se poate folosi. Deci, soluții în aplicare sunt foarte multe. Bun. Și cum am ajuns și la a treia metodă de a face brașuri, e pur și simplu să folosim fotografii. Evident că eu o să folosesc o fotografie pe care mi-am pregătit-o, măcar atât am putut să fac. Care de altfel e o textură pe care n-am fotografiat-o. Dar, bun, deci e o textură, voi puteți să folosiți orice poză vreți, deci puteți practic să vă faceți o poză vouă în oglindă sau lângă o sobă de teracotă, ceea ce nu e recomandabil sau recomandat, sau puteți să vă faceți o poză la rude, câine, orice, sau pur și simplu puteți să ieșiți și să vă faceți voi texturi, despre texturi o să vorbim oricum în tutorialele următoare. Da, bun. Am un pic să beau o gură de cafea. Scuze de pauză. Deci cu textura asta, practic o să fac din nou un fișier de 2500x2500. Photoshop-ul inteligent ține minte, ok. Și o să trag cu unealta de selecție poza în imaginea asta de 2500x2500. Textura noastră e cam mică, nu contează, o să o măresc. Voi puteți să nu faceți așa, nici aia nu prea contează. De fapt, hai să vă arăt invers, da? Hai să o ștergem de aici, mă întorc în textură și în fișierul cu textura, pur și simplu mă duc la Image, Adjustments și Threshold. Cu Threshold apăsat o să vedem că filtrul ăsta pur și simplu ne permite prin slider ăsta să obținem o imagine complet alb-negru din... poză, da? Și putem obține niște efecte destul de interesante. Evident, putem să o transformăm imaginea asta în alb-negru și mergând la Image Adjustments Black and White, da? Sau pur și simplu Image Adjustments Desaturate, care practic scoate, elimină saturația culorilor și atunci obținem o imagine în griuri. După care Image Adjustments Levels, ajungem din nou la Levels despre care am mai vorbit, și tragem de slidere până ne convine ceva ce obținem. Threshold-ul era pur și simplu o altă metodă. Hai să facem cu levels, că rezultatul e cât de cât mai pozitiv. Bun. Selectăm o zonă. Hai să vedem ce zonă ne convine de aici. Nu știu, n-am idee vouă care vă place asta sau asta. Dacă ați putea să-mi răspundeți. Deci probabil asta... Nu o să fie de aia dezamăgiți care au ales aici, nu contează. Selectăm Arrow Tool sau Move Tool sau apăsăm pur și simplu V și tragem zona asta în fișierul de 2500x2500. Îl lăsăm înăuntru, e mult prea mic, nu-i nimic, îl facem mai mare. Nu vrem să fie chiar de 2500x2500, nu vrem să pierdem foarte mult din detaliul imaginii, oricum am pierdut ceva. Și o să ștergem, hai să ștergem marginile astea, ca să nu fie super uniforme, o să le ștergem apăsând E și folosind la eraser brașul pe care l-am creat mai devreme, da? Ăla din pata de cerneală. Să îl micim un pic, foarte mult, să scădem și opacitatea, undeva la 60, apăsăm pe Brush Panel și folosim din nou Shape Dynamics, să modificăm unghiul și dimensiunea și atât. Deci bifăm doar Shape Dynamics, da? Țineți cont că folosim ștergătoarea, guma de șters, eraserul acum, deci nu brașul. Și pur și simplu, ca să ștergem ceva mai
organic. Are sens să zic că ștergem mai organic. Adică ștergem, nu ștergem atât de uniform. Ca să nu avem margini urâte. Sau să nu se înțeleagă clar ce am făcut cu textura asta. Bun, ștergem. Vrem să păstrăm oricum zona asta de mijloc, că mai ne interesează cel mai mult. Bineînțeles, nici restul nu-i de lepădat, dar putem repeta procesul. Voi puteți, evident. Nici nu vreau să mă gândesc cum arată chestia asta, că v-ați făcut poză vouă ținând soarele la Costinești sau... Dar cine știe, poate arată... Oricum foarte interesant. Așa... Bun, am scăpat de marginile alea dure. Și din nou dăm Edit, Define Brush Preset și din poză. Nu, hai să nu zicem din poză, hai să zicem mâzgă, alb, negru, gri, green-ul, free. Ba, free, era bine free. Mâzgă, alb, negru, free. Ok. Ne întoarcem în compoziția noastră epică, mă rog, nu atât de epică, cu brush-urile, mai facem un layer și încercăm să aplicăm și nou brush creat, care apare ca prin minune la brush-uri. E mai mic decât restul, dar e foarte interesant. Dar nu foarte interesant, cât interesant. Putem să-i scădem din opacitate, să-l aplicăm un pic așa, să schimbăm culoarea, să-l facem totuși mai vizibil. Și opacitatea la 100%. Da, se vede, arată ciudat. Nu știu dacă funcționează neapărat în imaginea de față, dar îl punem așa de 2-3 ori. Opa, încă o dată B. Ok. Și am creat o textură foarte grungy. Practic am creat o textură din 3 brush-uri, nu-i rău. Deci puteți până la urmă din textura asta să faceți un al patrulea brush. Cred că știe, posibilitățile în programul ăsta oricum sunt aproape nelimitate. Ca în România. Putem să modificăm un pic și Shape Dynamics, Scattering, Transfer. Facem mai mică și o mai aplicăm un pic așa peste tot ca pojarul. E bine. Bun. După care putem selecta toate layerele astea, să un merge layers, să ne mai jucăm cu levels, să adăugăm un pic de contrast în imaginea asta. Bun, și eventual să facem un pic mai sharp, mai cristalină, să mergem la un filter, sharpen, smart sharpen. Ne jucăm un pic cu amount-ul și cu radius-ul până vedem că imaginea devine ceva mai sharp. E ok. După care putem, cum am zis, să facem un brush și din chestia asta, așa că o să dăm un image adjustments desaturate, image adjustments levels. Ok. Selectăm o porțiune, o mutăm, ștergem chestia dinainte, selectăm layer-ul cu imaginea dinainte, îl ștergem, mărim copia nouă un pic și din nou repetăm procesul, ștergem marginile și practic chestia asta all over again până când avem mult mai multe brush-uri. De ce e important să avem brush-urile noastre? Pentru că, bun, chiar dacă există pe net zeci, sute de locuri din care puteți downloada tot felul de brush-uri făcute de tot felul de copii sud-coreeni sau nu sud-coreeni, ideea e că nu sunt ale voastre și nu sunt ale noastre și bine să avem propriile noastre creații ca să dăm un plus de originalitate lucrărilor pe care le facem. Evident,
asta e util și în momentul în care ne ocupăm de lucrări comerciale, avem de făcut un afiș sau, mă rog, whatever pentru un client și vrem să folosim totuși chestii pentru care avem și drepturi la plural. Și atunci e bine să avem brașurile noastre, la fel cum e bine să avem texturile noastre și așa mai departe. Sau pur și simplu putem învăța să facem brașuri ca să-l dăm înapoi comunității, nu? Să fim oameni de treabă și să împărțim din ceea ce știm. Apropo, și pe site-ul nostru puteți downloada brașuri și pattern-uri și așa mai departe gratuit de la secțiunea de lucruri gratuite. Bun, acum că am terminat de editat marginile la chestia asta, din nou, edit, define brush preset și facem mâzgă din mâzgă. Se face rai, dăm OK și avem încă un brush. Închidem ăla de 2500x2500, dăm un control D sau, nu știu, select, deselect, nu deselect layers, select, deselect, selecția asta, nu mai avem nevoie de ea. Facem un layer nou și aplicăm și noul nostru brush, făcut tot din imaginea asta. Adică ați văzut că erați aici. Care arată cam așa, mă rog, să măresc opacitatea să vedeți și eu ceva, cam așa. Asta nu e extrem de spectaculos, dar ideea e că l-am făcut dintr-o imagine pe care am făcut-o cu 3 brașuri. Deci posibilitățile sunt nenumărate. Bun. Acestea fiind zise și imaginea asta fiind făcută și nefiind extraordinar de frumoasă, s-o și șterg. Hai să mai vorbim despre o singură chestie pe final. Deci ați văzut modalitățile prin care se pot face brush-uri, cum le putem aplica, cum le putem controla cu brush panel-ul, cum o să vedem cum le putem salva ca să le folosim pe viitor sau să le dăm altora. Deci selectând brush tool și mergând la panoul ăsta, unde vedem brush-urile, dăm click pe săgetuța din dreapta sus, mergem la Preset Manager, da? Preset Manager-ul ne arată toate brush-urile pe care le avem selectate la momentul respectiv. Noi o să facem o selecție cu toate în afara celor pe care le-am creat și o să le dăm Delete. Asta nu le șterge efectiv, deci nu trebuie să intrați în panică, n-ați pierdut nimic, nu le șterge efectiv de pe calculator, le șterge pur și simplu din selecția actuală. Ne rămân cele 4 brush-uri pe care le-am creat. Îi dăm un done și cu ele rămase aici pur și simplu dăm un save brushes, da? Deci am ieșit din preset manager, da? Nu pot să dau save set aici. De fapt, cred că pot dacă le selectez pe toate și dau save set. Da, se poate totuși și așa. V-am zis la început că o să mă mai încurc și eu. Deci încă o dată, da? Odată ce intrăm în preset manager, avem brush-urile aici, le selectăm. 1, 2, 3, 4, cred că nici nu trebuia să le șterg pe astea dinainte. Nu știu sigur dacă în CS4 e exact la fel, oricum tot din Preset Manager ștergeți brush-urile și vă faceți seturi noi de brush-uri. Îi dăm un Save Set, la setul ăsta îi dăm un nume, hai să zicem Tutorial 1 Brushes și atât, ABR. Astea de brush-uri au extensia ABR, dăm un save și done. Și acum, dacă mergem din nou la brush-uri, dăm din nou pe săgetuță și dăm un reset brushes, ne apare o boxă care ne întreabă dacă vrem să înlocuim brush-urile astea cu brush-urile default, îi dăm OK, au apărut brush-urile default și acum dacă vrem să încărcăm brush-urile pe care le-am salvat, dăm pur și simplu un load brushes și tutorial 1 brushes load. Ni le adaugă pur și simplu în capătul listei. Amun, cam asta a fost tot pentru primul tutorial, un tutorial destul de lung, poate, pentru subiectul pe care îl tratează, dar trebuie să vă fie mil acum și de mine că e primul. Sau nu trebuie să vă fie neapărat mil, dar tot e primul. Următoarele o să fie mai scurte și mai la obiect. Nu ezitați dacă aveți întrebări sau comentarii să le postați, să ni le trimiteți și să cereți tutoriale pe diverse teme sau ați văzut un efect undeva care nu știți cum se face sau vrei să știți cum să faceți o carte de vizită
roz sau nu știu, ce vă trece prin cap, nu ezitați să ne contactați. Cius! Long live the creative monkeys!